Haideți să deschidem Scriptura la Fapte, la capitolul 17 și să citim de la versetul 22 în jos. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: Bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și cum ar avea trebuință de ceva. El, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Amin. Fraților și surorilor și iubiți prieteni, ne bucurăm că suntem în mijlocul vostru și îl rugăm pe Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. În special pe prieteni, ne rugăm pentru ei. Și noi am fost într-o zi, ca și ei, am fost prieteni de adunare, prieteni de biserică, prieteni de familie cu unii din cei care umblau pe calea Domnului și Domnul ne-a făcut pe toți frați, slăvit să fie El. Vă aducem și salutări sfinte din partea Bisericii Albinii. Salutul nostru este Maranata, Domnul nostru vine și Doamne ajută-ne să te așteptăm pe tine. Aș vrea să ne uităm puțin aici în Scriptură, în fapt, în capitolul 17, cu un titlu și anume Pocăința pentru filozofi. Bineînțeles că nu sunt filozofi în biserică, dar putem să învățăm din acest text, din fapte din capitolul 17, cum arată pocăința. Că dacă oamenii ăștia care se îndeleniceau cu înțelepciunea și cu rațiunea și cu tot ce însemna cuvintele, jocurile de cuvinte, dacă ei până la urmă n-au înțeles ce este pocăința, Dumnezeu s-a îndurat, să știți, și a ajutat pe cei de jos, pe cei neînsemnați, pe cei fără școală. În multe cazuri i-a ajutat pe ei să înțeleagă pocăința. Pentru că pocăința, să știți, nu este grea, nu este grea, nu este greu de înțeles. Pocăința este simplu, simplă de înțeles. Și Dumnezeu ne așteaptă pe fiecare dintre noi să ne pocăim, Domnul să ne ajute. Ce s-a întâmplat? Era în cadrul celei de-a doua călătorie a lui Pavel, a șaptea lui oprire, a fost la Berea, spune Fapte 17 cu 10, și după ce Pavel merge la Berea și le vestește Evanghelia și dă de niște oameni deosebiți care verificau tot ceea ce Pavel vorbea, verificau acasă, spune versetul 11, s-a pornit o tulburare pentru că au venit niște evrei din Tesalonic și Pavel a fost forțat să plece și a plecat. Și ce se întâmplă? La versetul 15, Pavel ajunge în Atena. Ajunge în Atena. Ce era Atena?
Atena, de fapt, este numele zeiței înțelepciunii la greci, care la romani purta și numele de Minerva. Minerva. Avem și nume de Atena sau Minerva în cultura noastră românească, dar asta era zeița înțelepciunii, care spuneau grecii s-a născut din capul lui Zeus, pentru că de acolo pornește înțelepciunea. A zeului suprem s-a născut această Atena și ce s-a întâmplat? Roma era atunci capitala politică a lumii, dar Atena era o capitală. Deci, bineînțeles, orașul ăsta purta numele zeiței Atena și acest oraș era capitala culturală a lumii antice. Aici era o mulțime de oameni, o mulțime de oameni de toate soiurile și Pavel, spune Biblia, că nu avea colaboratori, era cam singur aici. Și trebuiau să meargă Sila și Timotei, să meargă și să-l însoțească la evangelizare. Dar Pavel n-a putut să stea liniștit, versetul 16, și a început să umble prin cetate. Și ce s-a întâmplat? Spune versetul 16, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Erau tot felul de idoli. Tot felul de idoli. Acolo era și panteonul acela plin de idolii Greciei, acel cerc în care erau puse tot zeități, zeități, și oamenii mergeau și se închinau la fiecare, care cum avea în mintea lui, cum îi convenea, mergea și se închina la unul dintre zeii aceia. Și Pavel, când străbate cetatea asta, Atena, cetatea zeiței înțelepciunii, cetatea culturală, capitala culturală a lumii antice, vede că e plină de idoli și spune că i se întărâta duhul, în original paroxino, i-a ajuns duhul la paroxism, așa de bietare, numai ca la explozie, explodează mintea lui și gândul lui și zice, mă, ce se întâmplă aici? Aici trebuie să se întâmple ceva. Și atunci Pavel n-a mai așteptat să vină Sila și Timotei ca să înceapă evangelizările. A început singur, cu Dumnezeu, bineînțeles, evangelizarea. Locurile lui de evangelizare au fost trei. Unu, în sinagogă. Sinagoga, de fapt, este modelul pentru bisericile noastre. Vorbesc din punct de vedere arhitectural. Așa sunt făcute, în general, bisericile noastre, cum era făcută altădată sinagoga. Un singur indiciu care e diferit: sunt biserici care au ca și la sinagogă amvonul în mijloc și sunt în stil amfiteatru în jurul amvonului, și altele așa cum este aici și în alte biserici și la noi, amvonul este undeva în extremis, în extremitate. De aceea vă mai dau un indiciu: Domnul Hristos, când l-a vindecat pe omul cu mâna uscată, știți ce a spus? Scoală-te și stai unde? În mijloc. De ce? Acolo era un fel de suport pentru Tora, pentru lege, și acolo era interesul tuturor, ochii tuturor se uitau acolo unde era cel mai important obiect din toată sinagoga, legea, Tora. Și acolo i-a zis Domnul, scoală-te și stai în mijloc. Și s-a dus lângă lege, lângă sulurile legii. Și atunci Domnul îi spune, întinde-ți mâna. O întinde, Dumnezeul Hristos îl vindecă, se face o mare minune și o mare mișcare, bineînțeles. Unii s-au împotrivit lucrării lui Dumnezeu. Dar revenim. Pavel are un loc unde merge să predice Evanghelia, versetul 17, în sinagogă. Stătea de vorbă cu iudei, cu oamenii temători de Dumnezeu. Și-o găsit al doilea loc de evangelizare. Vedeți, a fost plin omul ăsta de o râvnă deosebită pentru Domnul. Și spune că în piață, în agora, în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Era un fel de bazar, cum aveți și dumneavoastră aici piață, cred că aveți, cum părinții mei în câmpia turzeau miercurea, totdeauna e piață, se blochează circulația, că e piață. Și un fel de bazar și se vând tot felul de mărunțișuri. Și Pavel se ducea acolo și vorbea cu toți oamenii care veneau în cale, în față. Și a mai avut un al treilea loc de predică, și anume Areopagul. Areopagul sau colina lui Ares, Ares era zeul războiului, acest loc era un așa numitul tribunal,
unde de obicei se adunau judecătorii orașului. De obicei 30, 30 și ceva de judecători, ca să ia anumite hotărâri și să dea anumite verdicte în tot felul de certuri. Ei, acolo se adunau și filozofii. Și uitați-vă ce spune versetul 18. S-a întâlnit chiar în piață cu unii din filozofii epicurieni și stoici care au intrat în vorbă cu el. Acum filozofii de atunci, ca și ăștia de astăzi, predicau sau vesteau, uite, de exemplu, epicurienii, vorbeau despre faptul, poate că ați auzit expresia asta, trăiește-ți clipa, trăiește-ți clipa. Distrează-te la maxim și trăiește clipa. Carpe diem. Asta era vorba latinească a cuvântului trăiește-ți clipa. Și ăștia predicau, cu alte cuvinte, plăcerea. Distrează-te, distrează-te, distrează-te. Nu-i mare diferență între filozofia de atunci și filozofia seculară de astăzi. Că dacă intri la televiziune, pe toate canalele se predică același lucru. Plăcerea este pe locul numărul 1. Asta e adevărul. Ei, epicurienii l-au văzut pe omul ăsta că e un pic mai diferit și au început să intre în vorbă cu el. Dar erau acolo și stoicii. Stoicii erau un fel de oameni opusul epicurienilor. Dacă epicurienii spuneau că fericirea supremă stă în plăcere, să te simți bine, să-ți ațâți toate poftele tale și să te simți bine, stoicii veneau și spuneau, nu, 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 trebuie să ai o viață cumpătată, trebuie să fii cu respect față de alții, trebuie să fii un om serios, trebuie să ai principii morale. Dar oamenii ăștia, vedeți cât i-a dus de departe rătăcirea minților, fiindcă n-aveau Biblie și stoicii aceștia au ajuns până la urmă să se închine la copaci, la pietre, pentru că ei considerau că Dumnezeu se ascunde ba într-un copac, ba într-o piatră, că ei respectau nu numai pe oameni, și pietrele de pe drum, și copacii, și animalele, și se închinau la animale. Ei respectau pe toată lumea și au ajuns și ei foarte rău. Și atunci apostolul Pavel se plimbă, se duce, dar nu s-a plimbat la cum ne plimbăm noi, să luăm o gură de aer. El merge să evangelizeze, se plimbă prin piață să caute oameni, să-i atragă în mreaja Evangheliei. Așa cum, și vreau să vă fac o paranteză, e o experiență frumoasă din viața bisericii din Câmpia Turzii, unde eu m-am născut. În Câmpia Turzii era un frate cu numele de Sile Lăzăreanu. Poate că unii l-ați știut din cei mai bătrâni, că el evangheliza, avea o râvnă deosebită și evangheliza, mergea prin toată țara. Dar omul acesta, înainte să se pocăiască, fratele Sile Lăzăreanu a fost cântăreț de muzică ușoară. Îl cunoșteau toți prin Câmpia Turzii, mergea la nunți, cânta ușoară, populară, cânta și toți îl cunoșteau pe Sile. Ăsta era arhicunoscut, toți îl cunoșteau. Ei, fratele Sile s-a întâlnit cu Domnul, s-a pocăit și a început să meargă și el ca apostolul Pavel, în râvna lui pe care Dumnezeu i-a dat-o, a început să meargă să vestească Evanghelia. A intervenit în viața lui ceva, o boală, Sile s-a îmbolnăvit și a ajuns pe scaun cu rotile. Ce s-a întâmplat? Chiar și pe scaunul cu rotile, fratele Sile mergea să evangelizeze. Și într-o zi, în oraș, în Câmpia Turzii, se uită fratele Sile și trece pe lângă el comandantul miliției de atunci, de pe timpul comuniștilor. Ce faci, mă, Sile, mă? Pescuiesc. Du-te, lasă-mă în pace, pe betoane pescuiești. Ce, da, 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 să știi că pescuiesc. Dar cum pescuiești pe betoane? Uite ce a zis Domnul Iisus, spunea el, că vreau să vă fac pescari de oameni. Oamenii umblă pe betoane, nu umblă prin apă ca pești. Și eu, zice, vreau să prind oameni în mreaja Evangheliei. Și zice, tare aș vrea și pe dumneata, domnule comandant, să te prind în mreajă, să vii la biserică să te pocăiești. Măi, Sile, m-aș pocăi dacă te-aș vedea că ai sărit de pe scaunul ăsta cu rotile. Dar altfel nu. Vine fratele Sile la biserică, fraților, uite ce o zis.
Păi dacă omul ăla se pocăiește, vă dați seama ce minuni ar face Dumnezeu, s-ar pocăi din miliție, din structurile astea sociale mulți. Uite ce mi-a zis și ăla are cuvânt. Haideți mă, fraților, să ne rugăm ca Domnul să mă vindece. Uite-s pe căruți cu rotile, dar Domnul are putere, hai să ne rugăm. Și într-o zi de iarnă, soția lui vine cu Sania și l-aduce la biserică. Îl iau pe sus, parcă și acum îl văd cum îl luau, de obicei îl luau așa pe sus, doi, trei frați și îl duceau în față și își lua locul acolo în partea asta a amvonului așa și avea un acordeon roșu și cânta, dar era un loc și stătea pe scaun. Ei, în seara aceea s-a întâmplat ceva, în urma postului, a rugăciunii bisericii, în timpul unei rugăciuni mai puternice, mai plină de foc, că de aceea aș vrea și m-aș bucura mult ca Domnul să arunce din cer, de sus, focul lui, a Duhului Sfânt, peste adunările noastre. Să ne rugăm mai cu foc, să cântăm mai cu foc, să plângem mai cu foc, să recităm mai cu foc, pentru că așa vrea Dumnezeu. El a venit să arunce un foc pe pământ. Doamne, cercetează-ne! În timpul unei rugăciuni mai cu foc a bisericii, l-au auzit unii pe fratele Sile că strigă aleluia, dar într-un fel mai deosebit un pic. Când s-a uitat, ologul nu mai ședea pe scaun, era în picioare. Și a început rugăciunea mai cu foc, mai fierbinte. Și se rugau mai cu foc și au început lacrimile și Doamne, lucrează! Și ologul a început să fugă prin biserică și să strige, Hristos m-a vindecat, Hristos m-a vindecat. S-a întâmplat acum și o întâmplare hazlie, că au ieșit afară și stăteau în fața Saniei. Și acum nevasta zice, mă Sile, eu te-am adus la biserică cu Sania, acum ce facem cu Sania? Auzi, femeie, să se vadă minunea lui Dumnezeu, suie-te pe Sanie! Și a început ologul să tragă de Sanie și să-și ducă nevasta acasă și oamenii mergeau, că imediat s-au sesizat prin vecini, ortodoxi, catolici, martori, unii își făceau cruce, alții se uitau, se minunau, se mirau. Băi, a făcut Dumnezeu o minune. Într-adevăr a fost o minune. Problema a fost că acel comandant al miliției n-a vrut să renunțe la gradele lui, că e foarte greu cu oamenii ăștia care scăzuți în sus. Ăștia greu îi poți trage unde trebuie. Foarte greu. Dar s-au pocăit undeva la 30-40 de oameni. Pentru că Dumnezeu minunile lui nu le face gratis. El le face cu un scop. Și scopul lui este slava lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Acum ne uităm la acest apostol Pavel, așa cum fratele Sile, cu râvna lui, și cum era la noi fratele Tanța, și ăsta plin de râvnă, plin de râvnă, mergea să vestească Evanghelia. Și la un moment dat niște tineri au zis lui Tanța, zice, tu ai râvnă și n-ai înțelepciune. Băi, eu am una, dar voi n-aveți niciuna. Bine ar fi să avem măcar râvnă dacă n-avem înțelepciune. Măcar râvnă, să cântăm cu râvnă aici. Am văzut că voi cântați cu râvnă. Da. Dar mă uit, apostolul Pavel, plin de râvnă și înțelepciunea lui Dumnezeu peste el, merge și începe să-l vestească pe Dumnezeu. Și versetul 18, unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul ăsta? Alții când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini, dumnezei străini. Foarte interesant că aici în original Dumnezeu se spune demonoi, demoni, parcă vestea, așa știau ei bieții ăștia din Atena, că ăsta vestește pe niște demoni, dar nu era așa, pentru că s-a întâmplat ceva, apostolul Pavel, și să știți că atunci când noi mergem cu toată sinceritatea și cu toată dragostea să-L vestim pe Dumnezeu, Dumnezeu ne dă și subiecte de predică. Să știți, Dumnezeu dă și subiecte de predică. Vreau numai să vă spun așa într-o paranteză, cum Domnul a adus în Cluj, la noi în Cluj, pe un om care cânta în restaurante, l-a dus la mântuire. S-a dus la el un băiat tânăr și a zis, auzi, câți copii ai? L-a întrebat pe ăsta ce cânta acolo. Zice, am o fată.
ți-ai dat fata să moară pentru un ticălos și pentru un ucigaș. Doamne ferește! Așa a făcut Iisus Hristos pentru tine. Hristos a murit pentru tine că tu ești ucigașul lui Hristos. L-a străpuns cuvântul acesta și omul s-a pocăit. Vedeți? Dumnezeu ne dă numai să vrem, că ne dă și motive și subiecte de predică. Apostolul Pavel se duce prin Atena și mergând pe acolo, bineînțeles, i-a văzut pe aceștia, ăștia spunea, uite ce Dumnezeu necunoscut vestești tu, hai să vedem. Și începe apostolul Pavel predica lui cu o ilustrație exact din viața și din istoria Atenei. Uitați-vă ce spune aici. Pavel stă în picioare în versetul 22 și începe să predice. Bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Străboteam cetatea, mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi. Am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Ce s-a întâmplat? Spun istoricii următorul incident. S-a întâmplat în Atena cu câteva sute de ani înainte de apostolul Pavel, și asta e filă de istorie din istoria Atenei. S-a întâmplat că a pornit o molimă în oraș, o ciumă. Asta a fost mai rea ca virusul ăsta care a bântuit. Pentru că cum ajungea un om să fie contaminat de ciuma aia, cum își infecta toată casa și mureau pe loc. Mureau mulți și s-a îngrozit cetatea. Deja undeva poate la peste jumătate din locuitorii cetății erau morți și n-avea cine să-i îngroape de la ciuma asta și nu mai știau ce să facă. Și au început să se roage la toți idolii ăia lor, la Poseidon, zeul mării, la zeul cerului, la cutare, s-au închinat și nimeni nu i-a ajutat. Și la un moment dat, spune istoria, un bătrân înțelept s-a dus la mai mari orașului și le-a spus în felul următor, ascultați-mă bine, ceea ce noi am pățit aici se datorează unui Dumnezeu necunoscut? Nu-i niciunul din idolii noștri, la toți le-am adus jertfe și nu ne ajută nimeni. Știți ce trebuie să facem și ce vă sfătuiesc eu? Eu sunt om bătrân, dar uite ce să faceți. Luați o turmă de oi, oile să fie curate, să n-aibă niciun corn rupt sau ceva, să fie curate, să fie pure. Dați-le drumul prin cetate și unde să pune oaia, acolo facem un altar, oaia dincolo, facem un altar și oaia aceea o punem pe altar și o aducem în cinstea unui Dumnezeu necunoscut și ne rugăm așa, Dumnezeule necunoscut, nu te știm, nu te cunoaștem, dar te rugăm frumos, ai milă de cetatea noastră. Așa au făcut, ciuma s-a oprit ca prin minune și oamenii din Atena au început să se roage unui Dumnezeu necunoscut, dar nu-l cunoșteau, nu-l știau pe acest Dumnezeu. Apostolul Pavel, știind și istoria lor și știind, bineînțeles, pe Dumnezeul cel necunoscut, începe să le predice. Și își ia exemplu de predică exact de pe unul dintre altarele lor. Pe altarul acela am văzut scris unui Dumnezeu necunoscut. Vreau să vi-l vestesc pe acest Dumnezeu necunoscut. Și începe să-l vestească. Și haideți să vedem cel puțin trei lucruri pe care Pavel le-a spus acestor oameni. Odată, ce nu știau ei despre Dumnezeul necunoscut, deci nu cunoșteau, nu știau. Al doilea lucru, ce știau despre Dumnezeul necunoscut, dar știau greșit. Și al treilea lucru, care este esența predicii lui Pavel, pentru că e foarte important, pocăința, clar că este pocăința. Dar primul lucru, haideți să vedem versetul 24. Ei bine, spune el, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestez eu. Ce ne vestești, Pavele? Păi vreau să vă spun că Dumnezeul acesta necunoscut în fața căruia voi vă închinați, este creatorul cerului și al pământului. Fraților și surori, iubiți prieteni, noi ne închinăm unui Dumnezeu care este creatorul cerului și al pământului. Slăvit să fie El!
versetul 24. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea. Ei nu știau, ei s-au gândit că Dumnezeu ăsta îi ferește numai de ciumă. Atâta știau ei despre Dumnezeu. Dumnezeul necunoscut care ne-a scăpat de ciumă. Dar vine Pavel și le spune, ăsta vă scapă dacă vreți de ciuma păcatului. Dar acest Dumnezeu necunoscut e Cel care a făcut lumea și tot ce este în ea. Și El este Domnul cerului și al pământului. Lăudat să fie El. Al doilea lucru, ce nu știau ei despre Dumnezeu? Că Dumnezeu este suveran. El este Domnul cerului și al pământului. El este suveranul. El este împăratul împăraților și Domnul domnilor. Și cu El avem noi de lucru, fraților și surori și iubiți prieteni. Dacă te-ai duce la primarul de aici sau la președintele țării sau la președintele Americii să te ajute, nu te-ai bucura? Ba da! Dar dacă te duci în fața împăratului împăraților și a Domnului domnilor, El e în stare să te ajute, care toată puterea în cer, pe pământ și sub pământ. E Dumnezeul Dumnezeilor, slăvit să fie El. Așa că nu uita, atunci când ai o problemă, când ai un necaz, o suferință, aleargă la Dumnezeu, că El e suveranul. Dar ei nu știau lucrul acesta. Al treilea lucru pe care ei nu-l cunoșteau era că Dumnezeu este atotputernic. Versetul 25. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. Vedeți? Spune clar apostolul aici. Și haideți să citim și în Isaia, să vedem cine e Dumnezeul acesta cu care noi avem de lucru. În Isaia, în capitolul 46, Bel se prăbușește, Nebo cade. Idolii lor sunt puși pe vite și dobitoace. Idolii pe care îi purtați voi au ajuns o sarcină, o povară pentru vita obosită. Au căzut, s-au prăbușit împreună. Nu pot să scape povara. Ei înșiși se duc în robie. Deci observați ce spune aici Dumnezeu prin Isaia. Idolii neamurilor, toți idolii neamurilor, în special Bel sau Marduk, care era zeul anului nou, și Nebo, care era fiul lui Bel. Nebo, și era zeul înțelepciunii. Bel și Nebo, ăștia erau purtați de oameni, erau slujiți de oameni. Și așa cum mi-a plăcut mult, foarte mult, cum a spus odată fratele Petru Popovici, un om al lui Dumnezeu, care a plecat la Domnul în urmă cu un an și ceva, dacă nu greșesc. Spunea el așa, în toate religiile lumii, sângele curge de la om spre Dumnezeu, sângele. În creștinism, sângele curge de la Dumnezeu spre om. E mare diferență. În toate religiile lumii, Nebo, Bel și ceilalți zei din Roma și din Grecia și din Egipt și din toate țările astea antice și din vremea noastră, dacă vreți, fiecare zeu cere. Și de obicei se cereau și jertfe umane. Și era acel zeu respingător, Moloch, un zeu făcut din aramă, care avea, uite așa, mâinile întinse. Și sub el se făcea foc și pe mâinile lui trebuia să-ți pui pe primul copil din familie, să-l arzi. Și după aceea să te duci să mănânci friptură de copil. Tu-ți dai seama ce minte slabă aveau oamenii ăștia și în ce întuneric moral trăiau. Să ajungi până acolo încât să te împărtășești înaintea zeului și apoi să mănânci din vite moarte și așa mai departe. Uitați-vă ce spune aici. Bel se prăbușește, Nebo cade, ăștia se prăbușesc, Dumnezeul nostru rămâne în picioare, rămâne Domn, rămâne Stăpân. Pe zei ăștia din lume îi purtau oamenii pe vite, Dumnezeul nostru ne poartă El, spune aici. Ascultați-mă, casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel. Eu v-am luat în spinare de la obârșia voastră. Știi ce înseamnă obârșie? Nu numai de la nașterea ta. Du-te pe nume, pe spiță de neam dacă vrei. Te-a luat Dumnezeu în stăpânirea Lui.
încă din timpul bunicului și a străbunicului și a străstrăbunicului și n-a îngăduit Dumnezeu să ți se stingă spița de neam, că putea să se stingă, să n-aibă copii părinții tăi sau bunicii tăi. Dumnezeu n-a îngăduit lucrul acesta. De ce? Eu v-am purtat și v-am luat pe brațe de la obârșia voastră. Încă din Adam și Eva eu am știut că aici în nădlac o să fie cu tare și cu tare și cu tare și cu tare. Nu vă cunosc numele, aveți nume slovace cei mai mult, dar Dumnezeu vi le cunoaște. Și încă din Adam Dumnezeu știa că tu o să rămâi aici în anul 2022 și o să trăiești și o să ai vârsta de 46 de ani sau de 70 și ceva de ani. Asta o știut-o Dumnezeu, mare Domnul nostru, slăvit să fie El. Și zice aici Domnul, v-am luat în spinare de la obârșie, v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră, până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini, v-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc, mare să fie numele Domnului, mărit să fie numele Domnului. Ăsta e Dumnezeul cu care noi ne-am făcut de lucru. Filozofii spuneam primul lucru, ce nu știau despre Dumnezeu, că El e creator, că El e suveran, că El e atot puternic, că El e atot puternic. Versetul 25, El nu-i sluji de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva, El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Ei nu știau că Dumnezeul acesta este susținător, susține toate lucrurile. Versetul 28. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa. După cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Și ei nu mai știau că acest Dumnezeu este atot știutor și este căutător după sufletul omului. Versetul 27. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul să locuiască pe toată fața pământului, a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să-L caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Oamenii nu știu că Dumnezeu îi caută. Înainte să-L caut eu pe Dumnezeu, m-a căutat El și m-a găsit. Înainte să vii tu aici, Dumnezeu te-a găsit acolo, 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 acolo. Dumnezeu știe totul despre noi. S-a întâlnit la un moment dat Dumnezeu cu unul și a zis, uite-l, ăsta e un israelit fără vicleșug. Știți ce termen frumos se află acolo scris în Ioan în capitolul 1? Fără vicleșug, fără pliuri și fără îndoituri. Auzi? Fără vicleșug. În original, cam așa se traduce. Fără pliuri, fără îndoituri. Uite, eu am aici o îndoitură. Linus, te iubesc. Aici e altceva. Nu? E o îndoitură. Pe față, slavă Domnului, Domnul lucra prin tine, frate. Dă-i pace. Dă-i pace. Să pocăiască. Asta e îndoitura. Și îl întâlnește Domnul pe Natanael. Și când îl vede, măi, ăsta cum e pe față, așa și pe dos. Ăsta cum e când vorbește cu tine, așa și când vorbește cu celălalt. Ăsta e un om fără îndoituri. Ăsta e un om fără vicleșug. Ăsta e un om transparent, Domnule. Dar de unde mă știi? Zice, te-am văzut înainte să te cheme Filip. Era acolo sub smochin. Vai, Doamne, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Tu ești Împăratul lui Israel. Te mir că ți-am zis lucrul acesta. Mai mari lucruri vei vedea. Îngerii lui Dumnezeu vor urca și coborâ pe Fiul omului, că El este scara cerului. El este puntea care leagă pământul de cer. El este omul de legătură, mijlocitorul dintre om și Dumnezeu. Ăsta e Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Scara lui Iacov în Noul Testament. Și vedem aici pe Apostolul Pavel că le predică filozofilor din Atena și le spune, Dumnezeu este un căutător al omului. Eu îl caut pe Dumnezeu, dar înainte să-l caut eu, Dumnezeu deja m-a găsit. Mare lucru să știți, mare lucru. Pentru că în disperarea noastră, și o țin minte și eu, pe disperarea mea, am avut un an de zile înainte să mă botez în apă, un an de disperare. Mă rugam și spuneam, Doamne, demonstrează-mi că existi.
Nu mai credeam în existența lui Dumnezeu, măcar că am crescut într-o familie de penticostali. Dar am ajuns la o așa criză în viața mea și crizele nu ne ocolesc. Încât spuneam, Doamne, mai existi? Nu mai existi. Ești o părere, ești o invenție, ești o vorbă a oamenilor. Biblia e o carte de povești. Nu știu, nu înțeleg. Te rog frumos, demonstrează-mi că existi. Și un an de zile m-am târguit cu Dumnezeu și am plâns și am vrut să am lacrimi și plângeam fără lacrimi și gemeam în mine și spuneam, Doamne, demonstrează-mi că existi. Și eu îl căutam pe Dumnezeu, dar înainte să-l caut eu pe Dumnezeu, m-a căutat El. Pentru că în momentul în care mi-a pus Dumnezeu povara asta pe suflet și pe inimă să mă întreb dacă El există și să mă rog înaintea lui Dumnezeu, astea nu eu le-am fabricat. În mine nu era decât putreziciune, nu era decât pământ, dacă vrei, fire pământească, ceva rău, nimic bun nu locuia în mine. Dar faptul că am început să mă rog și să-L caut și să strig după ajutor, a pus El ceva din El în mine. A pus o bucățică din lumina aia, din Duhul Sfânt, ca să încep să-L caut pe Domnul. Și într-o zi Dumnezeu mi s-a arătat și într-o zi Dumnezeu mi s-a revelat și laud pe El că El există. Eram odată la rugăciune și rugându-mă cu alții, cu ochii închiși eram. L-am văzut pe Iisus Hristos răstignit pe cruce și El murea pentru mine și pentru păcatele mele. Și în clipa aceea din mine, dinăuntrul meu, o povară mare s-a ridicat și a dispărut și am început să strig, există Dumnezeu! Dumnezeu s-a atins de mine, mi-a iertat păcatele, sunt un om liber! Putea să vină oricine și să-mi spună, nu te cred. Eu spuneam, m-am întâlnit cu Dumnezeu acum. Dumnezeu nu există, e o invenție, nu e adevărat. Acum m-am întâlnit cu El și îl cunosc și îl văd și îl simt că e în mine. Asta s-a întâmplat în viața mea. Dumnezeu m-a căutat înainte să-L caut eu. Și asta le-a transmis apostolul Pavel filozofilor din Atena. Dumnezeu e un căutător al omului. Al doilea lucru. Ce știau oamenii ăștia, dar știau greșit. Și de multe ori cădem și noi în greșelile lor. Prima greșeală, prima știință greșită pe care eu aveau, e în versetul 24, în partea a doua. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. Ei înțelegeau că Dumnezeu locuiește în clădiri și ca să poți să te duci, să-L întâlnești pe Dumnezeu, trebuie să te duci la o anumită clădire. Amintiți-vă de femeia aceea care a venit la Domnul și a zis, unde? Unde e locul sfânt de închinare? Pe muntele ăsta sau pe muntele celălalt? Pe Garizim sau aici, la Ierusalim? Unde? Și Domnul Hristos, prin călăuzirea Duhului Sfânt, îi spune așa, adevărat îți spun că închinătorii adevărați se vor închina Tatălui înăuntru, în duh și în adevăr. Aici, aici e locul unde trebuie să te întâlnești cu Dumnezeu. Nu trebuie să te întâlnești nici într-un loc, nici în altul. Putem să ne întâlnim aici și foarte frumoasă clădirea cum v-ați modernizat-o. Eu am fost când era, cred că, un pic altfel, dar e frumos, e frumos și ne întâlnim cu Dumnezeu aici. Dar dacă s-ar întâmpla să vină bombele peste clădirea asta, așa cum se întâmplă acum, acolo în Ucraina, noi putem, fraților și surori, să luăm pe Hristos înăuntrul nostru și să-L ducem cu noi pe oriunde ne ducem și să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu oricând și oriunde, pentru că închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Domnul să ne ajute la aceasta. Și vreau să vă mai spun încă o întâmplare pe care o iubesc foarte mult. În București era fratele Caraman și era cel de-al doilea război mondial și au început să sune sirenele. Oamenii alergau din toate părțile să se ascundă și s-au întâlnit un grup de oameni cu bătrânul ăsta, cu Caraman, și au zis, bună ziua, uite, noi alergăm, noi căutăm un adăpost, nu poți să ne spui dumneata undeva aici în zonă, o pivniță, ceva, să ne furișăm, să ne ascundem, că vine bombardament, uite, sună sirenele, suntem disperați, haideți cu mine că vă duc, am un adăpost. Nu le-au zis ce adăpost are. Eu dus în căsuța lui micuță, de bătrân, că avea o căsuță micuță, și imediat ei au zis, n-o, deschide trapa. Dar ce trapă? Acolo jos să intrăm, dar n-am pivniță, n-am trapă, n-am nimica.
Păi unde e ușa de la... Băi, n-am pivniță, măi, ce ușă să vă arăt? Domne, ne-ai păcălit. Nu v-am păcălit, nu, 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 fiți liniștiți. Stați, zice aici, și ascultați ce spune Dumnezeu în cuvântul Lui. Și a început să le citească Psalmul 91 cu voce tare și ei să înțeleagă că spune acolo cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul. El este locul meu de scăpare și cetățuia mea în care mă încred. Nu mă tem nici de ciumă, nici de pustirile ei, că mă acoperă penele lui Dumnezeu. E ca o pasăre, ca o găină, dacă vrei, care vine în jurul puișorilor și îi acoperă. Mă acoperă Dumnezeu cu penele Lui. Poate să zboare săgeata ziua, poate să umble molima noaptea, sau invers, nu contează. Pot să cadă 10.000 la stânga, 1.000 la dreapta, nu mă interesează. Dumnezeu este cu mine și mă păzește. Ăsta e Dumnezeul meu în care mă încred. Și fratele Caraman a citit cu voce tare și le-a spus la ceilalți: acum a venit vremea ca să intrăm în adăpost. Ne punem cu toții pe genunchi și ne rugăm. Și s-au pus pe genunchi și a început rugăciunea. Fiecare a strigat, ortodox, catolic, ce-o fi fost, atei, sigur nu mai fost acolo. Că toți strigau, toți. Doamne, Doamne, ajută-ne, ajută-ne. Unul mai zicea un verset din Biblie, cel știa, altul, Tatăl nostru, că nu știau să roage mulți. Dar strigau cu toții la Dumnezeu după ajutor. Bătrânul era în mijlocul lor, Biblia era valabilă, era acolo. Și s-a terminat bombardamentul, n-au pățit nimic, nici măcar o zgârietură. Au ieșit afară, numai ruine în stânga, în dreapta, căsuța mică a bătrânului a rămas în picioare, pentru că mâna lui Dumnezeu a venit asupra ei și Dumnezeu și-a onorat cuvântul Lui. Slăvit să fie Domnul! Să nu ne temem, fraților, de războaie și de vești de războaie, să ne temem de Dumnezeu. El ne păzește, El ne ocrotește, El ne înconjoară pe dinapoi și pe dinainte și își pune mâna peste noi. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Avem aici această întâmplare frumoasă. Pavel le vorbește atenienilor. Pavel le spune și le explică: Dumnezeu nu locuiește în clădiri? No. Nu-L găsești pe Dumnezeu să zică cineva, bă, Dumnezeu e atât, aici. Nu, nu. Dumnezeu e pretutindeni. Mi-a plăcut o întâmplare pe care mi-a povestit-o un frate de aici, din zona Aradului, că era un bătrân. Și bătrânul ăsta s-a întâlnit cu un ateu și ateul a vrut să-i pună o întrebare sau o problemă așa încuietoare, cum zicem noi, și să-l blocheze pe pocăit. Și l-a întrebat și i-a zis: auzi, scrie în Biblia voastră că Dumnezeu locuiește pretutindeni. Da, zice, da, nu-l încap cerurile și pământul la fel, pământul e așternutul picioarelor. Și Dumnezeu e pretutindeni peste tot, e Dumnezeu, e prezent și acolo, și acolo. Psalmul 139 spune lucrul acesta foarte clar. Oriunde te ascunde, nu poți să scapi de Dumnezeu. Dumnezeu e pretutindeni. Da, e pretutindeni, da, e pretutindeni. Păi mă, omule, mă, dar atunci diavolul unde îi? Dacă Dumnezeu e peste tot, unde e satana? Stă fratele să gândește, să roagă: Doamne, ce să-i spun la omul ăsta? Și îl întreabă: auzi, dumneata crezi în Dumnezeu? Nu cred. Atunci în tine-i diavolul. Gata, l-a încuiat. Dumnezeu nu locuiește în clădiri de astea, nu! Dumnezeu locuiește aici, înăuntru. În clădirea asta, în templul Duhului Sfânt, care zi eu, ești tu. Acolo locuiește Dumnezeu. Și dacă noi venim de acasă, îl aducem pe Dumnezeu cu noi. Noi nu suntem Dumnezeu, cum zic unii, am auzit pe unii, sunt Dumnezeu, sunt... Nu-i ascultați pe oamenii care zic sunt Dumnezeu. Ei sunt diavolul, dacă e cazul. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. 1 Corinteni 3:9, voi sunteți templul lui Dumnezeu, voi sunteți casa lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care ei știau greșit, versetul 25, prima parte, că Dumnezeu trebuie să fie purtat și slujit.
El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Amintiți-vă cum spune Domnul nostru în psalm: dacă mi-aș fi foame, nu ți-aș spune ție. Cale mele sunt toate păsările și animalele de pe câmp. Beau eu sângele taurilor, mănânc eu carnea țapilor. Aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește juruințele făcute înaintea celui preanalt. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Slăvit să fie Domnul. Știau și ei ceva greșit aici, că Dumnezeu trebuie să fie purtat și slujit, așa cum luau ei un obiect și îl duceau aici și puneau mâncare și așa mai departe. Dar nu, nu era așa. Nu era așa. Îndemn pe tineri să caute în Biblia bogată, cum o numeau bătrânii, și să citească istoria lui Bel și Balaur. Exact pe tema asta. Exact pe tema asta. Cum merge Daniel, un copil înțelept, și ucide un șarpe la care se închinau oamenii din timpul lui. Al treilea lucru greșit pe care îl știau ei, că Dumnezeu este un idol, versetul 29. Astfel, dar fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu este idol. Psalmul 115 vorbește foarte clar. Au ochi și nu văd, au urechi și nu aud și așa mai departe. Și ca ei sunt cei care îi fac. Și în Isaia se reia această temă. Dar ce a trebuit Pavel să le vorbească prin Duhul lui Dumnezeu? Le-a vorbit de pocăință. Priviți centrul, dacă vreți, al predicii lui Pavel din Atena. Pocăință pentru filozof, spuneam. Centrul predicii lui a fost asta. Versetul 30 și 31. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Observați, primul lucru, pocăința e instituția lui Dumnezeu. N-au inventat-o pocăiții, n-au așa ne-au zis oamenii și ne bucurăm că ne zic oamenii, bine ar fi să fim cu adevărat pocăiți, toți, să fim cu adevărat pocăiți. Dar pocăința n-au inventat-o oamenii. Observați, e literă de Evanghelie. Nu noi am scris Biblia asta. Nu. Și încă dacă o să căutăm în Vechiul Testament, o să-l găsim până și pe Iov, despre care spun cercetătorii Bibliei că a trăit pe timpul lui Avram. Cam atunci a trăit, că avea și o vârstă considerabilă, undeva la 250 de ani, dacă nu greșesc, Iov, când a murit. Și Iov vorbește de pocăință. Și găsim aici, vedeți, pocăința este instituția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni ce să facă? Să se pocăiască. Deci observați, pocăința este instituită de Dumnezeu. Al doilea lucru, pocăința este porunca lui Dumnezeu. Și porunca nu se discută. Porunca se execută. Dumnezeu nu ține seama, n-ai știut. Ok, Dumnezeu nu ține seama de neștiința ta. Și să știți că pe noi neștiința ne-a salvat. Știți cum? Hristos Domnul stă între cer și pământ și suferă pentru păcatele lumii întregi, se uită spre Tatăl și spune: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Dar despre demoni, îngerii căzuți, a putut Hristos să se roage așa? N-a putut. Pentru că ei au știut clar ce fac. Demonii au știut și de aceea pentru ei nu mai există iertare pentru demoni. Și aici Dumnezeu nu ține seamă de neștiința ta, că tu n-ai știut că e porunca lui Dumnezeu pocăința. Dar în seara asta ai venit la evangelizare și Dumnezeu îți spune lucrul acesta. Ești un copil în familie de pocăiți. Da, ești. Dar faptul că te-ai născut în familie de pocăiți nu înseamnă că ești pocăit. Că dacă o pisică naște un puiuț într-un garaj, nu naște o mașină. Nu?
Dacă tu vii la biserică și stai pe bancă și ești copil de pocăit, nu înseamnă că ești și pocăit. Nu, nu. Ești un pui de Adam. Un om stricat. Atât, așa spune Biblia și noi nu putem spune altfel. Și atunci mă responsabilizează Dumnezeu. Pentru că pocăința e instituția lui Dumnezeu, pocăința e porunca lui Dumnezeu. Poruncește, zice aici versetul 30. Și mai mult, pocăința este o stare urgentă, urgentă. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește mâine. Am zis bine? Nu, fraților. Când? Acum. Acum trebuie să mă pocăiesc. Acum trebuie să mă pocăiesc. Poruncește acum. Și mai mult, pocăința este o prerogativă universală. Poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. E universală pocăința. Sunt unii care își închipuie că dacă sunt săraci, e de-a dreptul pocăiți. Nu e adevărat. Sunt unii care își închipuie că dacă sunt bolnavi, ei sunt de-a dreptul pocăiți. Nu e adevărat. Pocăința este porunca lui Dumnezeu pentru toți oamenii de pretutindeni care trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Până la urmă, ce înseamnă pocăința? S-a întâlnit într-o zi un gradat în armată cu soldatul și l-a întrebat: mă, am auzit că ești pocăit, ce înseamnă pocăința? Ce, domnule, vreau să-ți explic, dacă mă lași să devin eu ofițer și tu să fii soldat pentru câteva secunde. Da, zice, îți dau voie. Stânga împrejur, hop, întors, înainte. Zice, asta e pocăința. Ai întors spatele la lume și te-ai dus înainte cu Domnul către cer. Asta e pocăință. În termeni militari, să zicem așa. Cum cântăm noi, renunț la lume, dar nu renunț la Iisus. Așa cântăm. Și înapoi, și înapoi, eu nu voi da. Așa cântăm noi, atunci când ne botezăm. Dar asta înseamnă pocăința. Și în termeni mai adânci, mai scripturali, pocăința înseamnă, înseamnă renunțare, regret înaintea lui Dumnezeu și înseamnă recunoaștere. Sunt trei de re în pocăință. Eu trebuie să mă recunosc că îs păcătos. Trebuie atunci să încep să regret și să zic: Doamne, sunt un păcătos, îmi pare rău, Doamne. Și să-i spun asta, 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 asta. Și eu am avut, să știți, păcate pe care m-am pus în fața lui Dumnezeu și le-am mărturisit. Primul păcat conștient pe care l-am mărturisit a fost când m-am ascuns sub o masă, eram mic, poate aveam un 3-4 ani, și am aprins un chibrit. Părinții mei au zis să nu aprins chibrite, că dai foc la casă. Dar eu l-am aprins, că îmi plăcea cum arată flacăra. Părinții: bă, ce miroase ceva aici, ce se întâmplă? Hop, m-a prins, a luat cutia de chibrite, dă-i și să-mi ardă degetul. Și atunci am ținut minte păcatul ăsta, primul păcat al meu conștient, l-am ținut minte. Și ăsta a fost primul pe care l-am pus pe listă înaintea lui Dumnezeu și am zis: iartă-mă că n-am ascultat de părinți, iartă-mă că părinții mi-au zis așa și uite ce am făcut. Și le mai spun eu povestea mea cu cireșile satanei la copii. Și le place la copii și văd, dar e și copii. Iară păcat. Părinții mi-au zis să nu furi, dar eu am zis: dar ce înseamnă să furi? Că eu nu înțelegeam. Și atunci eu zic: mă, dacă îți place un lucru, dacă îți place, uite, mie îmi place, uite, cartea asta, o văd aici, versete cheie din Biblie, îmi place. Și când nu se uită nimeni, hop, o bag sub haină, țin așa un pic mâna și am tulit-o, am plecat, am furat-o, am luat-o, dar eu nu știam ce înseamnă să furi. Părinții mi-au explicat: dacă îți place ceva, lasă acolo, că nu e a tău, că nu tu ai plătit. Și m-am dus, nu știu câți ani aveam atunci, poate vreo 4-5 ani. Vă dați seama, din câmpia Turzii cât am ieșit eu, prima dată cu trenul în viață, și până atunci am stat într-o casă unde nu prea aveam animale decât niște porci și niște găini, și de pe fereastra trenului mă uit afară, zic: uite ce porc mare, era un bivol cu corne, dar nu știu că e bivol. Am zis: uite ce porc mare. Și râdeau oamenii de mine, da, știu și eu. Și ajung la bunica aia, la țară, acolo, și era iarnă, aproape primăvară, mai erau încă sloiuri de gheață așa și zăpadă pe câmp, și când ajung la bunica aia, la țară, și era prispa de lemn înainte să intri în casă, în casa propriu-zisă,
Era pusă scara la gura podului și acolo niște sfori, așa, uite așa, cu cireșe, domne. Cireșe iarna. Încă era iarnă. Și dau cot la frate meu, bă, vezi cireșele, hai să le luăm. Ba, gata, am rezolvat-o. A intrat părinții înăuntru, noi sui pe scară, iau cireșele, o sfoară întreagă, fug în poiată. În poiată era un vițel pe care îl băteam noi cu biciu, până a venit și-o dat din noi bătrânul Macarie și a venit și ne-a bătut el cu biciu. Și acolo, lângă vițelușul ăla, ne ascundem cu sfoara cu cireșe, cireșele satane. Asta o zic pentru copii, că acolo am învățat ce înseamnă să nu furi. Pe pielea mea am învățat-o. Și iau o cireașă și ia și fratele meu una. Și dă-i să mușc. Începe să-mi ardă buzele. Limba. Dinții mi-ardeau. Mi-am întins arsura aia pe obraz. A început să-mi curgă lacrimile. Toată fața mi-ardea. Am început să urlu că n-am înțeles ce fel de cireașe sunt astea, domnule. În loc să fie dulci, uite ce se întâmplă. Părinții s-au speriat, au căzut copiii în fântână, fug afară repede să vadă ce, da, de unde am căzut, în fântâna păcatului. Bă, ce-i cu voi? Cireșele, ce cireșe, mă, iarna? Uite acolo, erau ardei pișcători, poate ați văzut ardei, așa. Cireșele satanei, da? Ați văzut ce ați pățit că v-am zis să nu furați și voi ați furat? Învățați de acum înainte să nu mai furați. Asta o lecție. Și-a trebuit să-mi pun păcatul cu cireșele satanei pe listă, că am deschis o listă, am luat o hârtie și am scris acolo. Iartă-mă, Doamne, după aia am început să le citesc înaintea lui Dumnezeu toate păcatele astea. Am început să-i scriu acolo, că deja eram vorba aia când m-am mărturisit, aveam 19 ani. Doamne, iartă-mă că am văzut o fată și mi-a plăcut și așa, și așa, și așa, și iartă-mă, și iartă-mă, și iartă-mă. Tot am scris și la urmă am mai scris ceva. Să-mi ierte Dumnezeu păcatele pe care nu le cunosc, așa s-a rugat psalmistul, ca nu cumva să ajung să mă ducă Dumnezeu, să mă arunce în iad. Și m-am rugat, și m-am rugat, și m-am rugat. Și Dumnezeu s-a îndurat și m-a iertat, lăudat să fie El. Pentru că asta înseamnă până la urmă pocăință. Mă recunosc, regret și până la urmă renunț, trebuie să renunț la ceea ce am făcut. Și le-am pus toate astea înaintea lui Dumnezeu. Și a venit și apostolul Pavel și le-a zis la oamenii ăștia: poruncește Dumnezeu pocăința. Și dacă oamenii nu vor să se pocăiască, mai este un aspect care nu ne place, să știți, nu ne place. Versetul 31. Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Și scrie de ziua asta în Apocalips, în capitolul 20. Și vreau să citesc și apoi să ne și rugăm. Apocalipsa 20:11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. I-am văzut, spunea aici evanghelistul Ioan. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Știți ce mă îngrozește? Pământul fuge, cerul cu toate stelele fug, se dau la o parte, păcătoșii, spune cartea Apocalipsei, aleargă la stânci în momentul în care pornește cataclismul ăsta cosmic și strigă la stânci: cădeți peste noi. Dar stâncile se dau la o parte, munții se dau la o parte, pământul dispare și rămân păcătoșii înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu poruncește la sunetul de trâmbiță ca morții să se ridice. A fost, să zicem, un mort care nu a avut mână când a murit. Poate a fost invalid de război. Poruncește Dumnezeu din țărâna aia, nu știu pe unde a rămas mâna, prin Polonia, să vină, să vină, să vină și să-i facă tot, tot. Pentru că ăsta trebuie judecat în întregime. A fost unul care nu a avut ochi, altul nu a avut picioare, altul nu a avut ureche, așa mai departe. Dumnezeu poruncește ca oamenii să stea înaintea scaunului de judecată, mari și mici. Acolo se duc împărații și președinții, ăștia oameni mari. Acolo se duc oamenii mici, care, cum spunea fratele Mihai, cu care am fost și la voi aici, zice, m-am dus odată în misiune undeva și am luat pe unul la ocazie. Zice, omul ăla nici măcar nu știa să vorbească bine. Zice, atâta de slab vocabular avea,
că zice, am vestit pe Hristos și mântuirea și pocăința și el nu înțelegea, domnule. Și am zis, auzi, i-am zis la un moment dat, rogă-te și zi lui Dumnezeu să-ți dea înțelepciune ca să poți înțelege. Nici măcar atâta nu știa copilul ăla, pe care l-o lua de pe marginea drumului și era un fel de slugă la oi, era un fel de cioban. N-a avut interacțiune cu oamenii, n-a făcut școală, nu știa citi, nu știa vorbi, nu știa multe. Să ruga atâta, Doamne, dă-mi aici, Doamne, dă-mi aici, nici măcar nu știa, zică, dă-mi înțelepciune, dă-mi aici. Și pe unul ca acela îl pune Dumnezeu să stea acolo. Morții mari și morții mici, oamenii înțelepți și cu capul mare din lumea asta și cei care au fost simpli și care n-au știut să vorbească poate 10, 20, 30 de cuvinte și toți stau în fața scaunului de judecată a lui Hristos. Și ascultați, niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Nu te îngrozești? Te gândești la un om care cade la un moment dat, cum a căzut Gorcea, nu? Marius Gorcea. Și îl sfâșie un rechin, ia din el o bucată, altă bucată, altul, se duce pe rechinul ăla, mâncă alte animale marine. Și la un moment dat Dumnezeu vine și poruncește mării și locuinței morților, dă-l înapoi, dă-l înapoi. Și se formează, se reformează de acolo, de acolo, de acolo, din toate părțile, că trebuie să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. A fost în America un ateu necredincios care a zis așa: atunci când voi muri, ardeți-mi trupul și cenușa care va ieși, puneți-o într-un litru de vopsea albă și mergeți cu vopseaua asta pe șoseaua cu tare și trasați o linie, o linie, până să gata vopseaua. Să-l văd eu pe Dumnezeu ăla care o să mă scoată pe mine din vopseaua de pe șosea. De acolo o să-l scoată. Pentru că Dumnezeu o să poruncească și particulele alea mici se formează, se formează și apare omul. Și n-are unde să se ascundă, că pământul a dispărut, cerul a dispărut și stă atârnat pe nimic. Firul ăsta atârnă în ceva. Păcătoșii vor sta atârnați pe nimic, pe nimic, în fața mâniei lui Dumnezeu. Și de pe scaunul acela de judecată, spune, fiecare a fost judecat după faptele lui. Apostolul Pavel spune că la unii faptele le merg înainte la judecată și judecate. Dumnezeu pune pe ele parafa sângelui lui Hristos și le anulează, le șterge, prin mărturisire le șterge. Dar la alții le vin păcatele după ei. Să vezi tu atunci pe ăla care a băut bere fără alcool, cum trage el o coadă de badoge de bere până acolo la Domnul în cer, până acolo la scaunul de domne, să vezi tu cum îl judecă Dumnezeu pe ăsta și pe altul și pe altul. Și sunt alții care trag păcate după ei, le trag, le trag, le trag și Dumnezeu zice, aici am venit ca judecător să vă judec. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Asta e soarta. Cum să scap eu de toată judecata asta? Prin pocăință. Numai prin pocăință. Cred că am învățat cu toții, ați observat, din această predică pe care Apostolul Pavel a adus-o înaintea filozofilor, punctul central este pocăința. Domnul să ne ajute să ne pocăim cu toții. Pentru că spune în Apocalipsa, dacă am căzut într-un anumit punct, într-un anumit loc, Dumnezeu spune, întoarce-te de unde ai căzut, ține și pocăiește-te. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Oamenii din Atena au fost lucruri pe care nu le-au înțeles, au fost lucruri pe care le-au înțeles greșit. Așa suntem cu toții, și eu, și dumneavoastră, fiecare avem lucruri pe care trebuie încă să le corectăm. Pocăința nu putem corecta niciodată. Pocăința e porunca lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm cu toți așa cum stăm în picioare și să rugăm pe Dumnezeu să ne dea sfânta pocăință. Amin.